Primăvara și-a intrat de plin în drepturi de câteva săptămâni. Dovadă sunt și pomii înfloriți. Chiar dacă majoritatea făgărășenilor se bucură de aceste schimbări, sunt și oameni care suferă de alergii provocate de polenul provenit de la pomii înfloriți timpuriu. De la un simplu strănut până la iritații pe piele, alergiile de primăvară sunt cel mai adesea provocate de polen. Chiar dacă pentru majoritatea făgărășenilor particulele nu au niciun fel de reacție adversă, totuși sunt și oameni care pot avea reacții neplăcute din cauza polenului. Să se păstreze acum primăvara, în tot timpul ăsta din iarnă în primăvară, timpul vânt, rece, fie îmbrăcaș, adică să-și păstreze cum e anotimpul, da. Cum vă protejați împotriva alergiei? Cum să mă protejez, mami? Mă îmbrac, mă spăl, mă cremuiesc cu ce am și așa. Eu știu să nu ia medicamente, dacă orice medicament pentru care face alergie. Apoi altfel, nu știu, protejarea în mediu sau în ceva, nu știu cum să face ăstea. Dar cu medicamentele știu că dacă faci alergie, n-ai voie să iei orice, numai ce îți prescrie medicul. Medicii avertizează făgărășenii alergici să se protejeze pe cât posibil și să evite pomii sau florile care produc polenul. În această perioadă în care, după cum știe toată lumea, sunt copaci înfloriți, aș vrea să avertizez persoanele care au un fond alergic, care se știu cu rinită alergică, cu ast bronșic, să evite spațiile cu flori, zonele cu copaci înfloriți, fiindcă este o perioadă în care alergiile se exacerbează și pot merge de la o simplă rinită alergică până la crize repetate de ast bronșic. Alergia la polen este greu de prevenit, tocmai pentru că acesta există prin aer toată primăvara. Până se va găsi un medicament miraculos împotriva bolii, singurele mijloace de luptă sunt evitarea aglomerațiilor și a spațiilor verzi.